Da. Și atunci să ieșim, ca să vedem cum ce să facem, ca să vedem dacă se iasă. Suntem asociația Hyde Park. În fiecare duminică la amiază veneam pe alea clasicilor cu microfonul liber, dar acum vine valul 4 de pandemie și v-am pupat pe portofel. Eu plec în România și vă sfătuiesc pe voi să stați în casă sau dacă ieșiți din casă purtați mască, spălați-vă des pe mâini și vaccinați-vă. Dar microfonul liber e suspendat până trece valul 4, până la toamnă, până la iarnă, până la primăvară. Dar eu nu știu că vine valul 4, Oleg. Așa zic oamenii de știință și eu am încredere în știință. Dacă voi credeți în vrăjitori și în vrăjitoare, Ministerul Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății, așa o cheamă pe omul de știință, sunt mii de oameni de știință care fac calcule, cercetări, minciun, laboratoare. Bine, dacă crezi în adevărurile spuse de pe Facebook, e problema dumitale, dar eu nu mai vin la microfonul liber pe motiv de pandemie. Ești fricos, ești fricos. Sunt toate minciuni. Ești pe căliți cineva. Da, nu e... Eu te duc la România.